Atât insectele cât și animalele au luat o razna de la căldură. O femeie de 80 de ani a trăit clipe de coșmar duminică seara. Aceasta a fost desfigurată după ce a fost mușcată de porcul din propria gospodărie. M-am dus și dau le dau mâncare, am durut pe așa un porc și am un câine mare lup. Câinile au mers după mine, că el zice că mă ajută de multe ori, el face multe ori și eu. Și el merge că să ține, așa se poartă când dau mâncare. Al fierului porcălu, m-a alergat toată pe câini. Când a văzut câinile acolo, s-a rapezit la câini. Câinile au fugit și eu când m-am pe casă le pun la fiul din Valeu acolo, în calea, s-a rapezit și m-a luat cu ușa pe mine aici. S-a mai întâmplat vreodată de când sunteți dumneavoastră nu, atâția ani de zile să vă mușe? Nu, ca să m-am mușit porcul, nu. Am crescut puci ca în atâția ani, da. Nu vă așteptați? Nu, mă așteptam deloc. Femeia a fost transportată la spital cu fața desfigurată. De când s-a instalat canicula, a crescut și numărul pacienților care ajung la spital după ce au fost mușcați de animale. Este vorba de o bătrânică de 88 de ani, sau 78, care în gospodărie acolo la ea dădea mâncare la porc și când s-a dus să dea mâncare la porc a venit și un câine care era tot al ei cu ea, a avut o altercație de câine și porc și a căzut și a mușcat-o porcul de față și a făcut niște plăgi urâte de tot cu interesarea orbitei, cu interesarea unghiului intern al ochiului, cu pleoapă, cu obraz, cu lipsă de substanță, a venit la spital. Am încercat să-i facem o reconstrucție a feței, se pare că e bine. Acum să pericol să nu facă vreo infecție, deci sunt cazuri frecvente care se întâmplă. Dar acum cred că am avut mai multe cazuri de mușcături de astea de animale, probabil și din cauza căldurii, așa, mai nervoase animalele. Temperaturile mari înregistrate în ultima perioadă afectează grav animalele. Medicii veterinari recomandă oamenilor să se ferească pentru că mai multe persoane au fost atacate de animalele din gospodărie. Aceștia recomandă gorjenilor să le țină în locuri răcoroase și să aibă apă la discreție. Canicula, sigur că modifică mult comportamentul animalelor, devin mult mai agresive, mai ales dacă temperatura este însoțită și cu lipsa apei de băut. Și atunci devin agresive, nu-ți mai prea recunosc proprietarii. S-au întâmplat numeroase cazuri în ultima vreme de persoane mușcate de animalele din gospodărie. Din gospodărie, da. Sunt mușcături și de cal, și de porc, și de câine. Asta e un comportament, ca să în paranteză firesc, în perioadele acestea de caniculă. Medicii atrag atenția că animalele pot deveni agresive din cauza căldurii.